Dosar penal după proba de limba română la evaluarea națională angajată unei școli din Baia Mare care monitoriza camerele video a trișat. Contrar regulamentului, a trimis subiectele primite de la Ministerul Educației unui alt profesor pe WhatsApp. De acolo au ajuns imediat la părinți și la presă. Peste 150.000 de elevi au fost prezenți la examen. Au avut de scris caracterizarea unui personaj din Cireșarii, iar pluralul cuvântului complex le-a dat mari bătăi de cap copiilor. Ce note luați? 10. Sub 90. 90. Ezitarea vine mai ales de la pluralul unor cuvinte care le-a dat bătăi de cap chiar și celor mai pregătiți elevi de clasa a 8-a. Exercițiu cu complex, cu X sau cu CŠ? Și era cu CŠ. Da. Doar tu așa te gândi? Da. A fost o fază cu complex și dacă se scrie la plural cu X sau cu CŠ. Cum e? Am scris CŠ. Am scris bine, da? Da. Okay. Problema complexă a fost cea mai populară printre elevi și părinți. Pe site-ul unui dicționar online, cuvântul a avut peste 1000 de căutări în doar câteva ore. Subiectele au apărut pe internet după prima jumătate de oră de la începutul probei. Un dosar penal a fost deschis la o școală din Baia Mare după ce responsabila cu monitorizarea camerelor de supraveghere le-a trimis pe WhatsApp unui alt profesor. A fost un viciu de procedură, nesupraveghere a spațiului în care se descarcă subiectele și de acolo au ajuns în presă. Ministerul Educației a urmărit în timp real pe platforma digitală ce se întâmplă în țară. Un copil a fost dat afară din sală după ce a fost prins că încerca să copieze. Alți 7.000 au absentat de la proba de limba română, iar aproape 16.000 nici măcar nu s-au înscris la evaluarea națională. Copiii care merg către învățământul profesional, unde nu este necesară o notă la evaluare națională. Coligențe, repetențe, elevi cu situație neîncheiată, elevi cu cerințe educaționale speciale. Subiectele au fost așa cum trebuie să fie la un examen național. Să nu se ia ușor 10, dar să se ia nota de trecere. Ne așteptăm mai greu la matematică? Ne așteptăm la niște subiecte ca la un examen. Hai, Doamne ajută! Doamne ajută! Multora li s-au împlinit rugile și le-a picat caracterizarea personajului Tic din Cireșarii. Am un lănțișor cu cruciuliță primit de la doamna de meditații. Apoi am două brățări, tot cu cruciuliță, de la tata de pe Muntele Athos și o brățară cu valoare sentimentală care mă ajută mereu. Media dintre nota de la limba română și cea de la matematică îi va duce pe elevi direct la un liceu. Concurența însă este destul de mare, mai ales în capitală. În topul performanței se află Colegiul Sfântul Sava din București, unde ultima medie de intrare a fost anul trecut 9,95. Topul preferințelor elevilor arată însă diferit. Pe primul loc este Liceul Ion Luca Caragiale, unde ultima medie de intrare la Mate Info a fost 9,67. Proba la matematică le va da emoții elevilor și părinților joi, iar primele rezultate vor fi afișate pe 3 iulie. Afli oriunde-i fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.